Cluburile, restaurantele, barurile și hipermarketurile din Pălți au ajuns în vizorul polițiștilor și a reprezentanților ANSA. Aceștia au verificat dacă se respectă restricțiile impuse de autorități în legătură cu pandemia de coronavirus. O atenție sporită s-a acordat localurilor de agrement care sunt obligate să-și închidă ușile după ora 20. O verificare a dumneavoastră cu ospiței. Da, localul crează? Nu, e închis, nu-mi rămâne. Eu mă bucur. Prezentați-vă roclista cu termometria la angajat. Cei din domeniul Horeca se pare că au fost la curent cu toate acțiunile polițiștilor, fiind foarte exemplari. În niciun local nu au fost încălcate restricțiile impuse de autorități. Administratorii localurilor din oraș spun că respectă cu strictețe toate regulile de protecție împotriva la COVID-19. Igienizarea din două în două ore, termometria angajaților, avem un ordin intern prin care am informat angajații despre COVID. La fel am dat comandă de pliantici ține la fiecare masă să informăm despre situația din țară și toate evenimentele care au fost zile de naștere cu mătri, toate au fost amânate după 18 aprilie, vedem deja după situația din țară. Eu am scris Comisia Națională, am respectat, respectăm. Noi oricum respectam și înainte, la noi dezinfecția era ceva la ordinea zilei. Încercăm să preîntâmpinăm clienții să poarte măști, să respecte distanța, să îmbrace masca când se ridică de la masă, adică tot ce se cere. Polițiștii au verificat și modul în care se efectuează triajul vizitatorilor în hipermarketuri. Toate persoanele care vin fără de măști, noi le propunem din partea noastră măști gratis. Plus, minus, undeva 15% din toate persoanele sunt fără de măști. Noi facem observații la persoane care vin cu masca pe barbă sau mai jos, facem observații și ei, desigur că le pun. În pofida observațiilor, mulți oameni purtau masca incorrect. Aceștia spun că nu le este frică de virus. Nu mai aveți subiecte? Dar de ce nu purtați? Ne spuneți riscului atât pe dumneavoastră că ce o țară întreagă. Ok, vă rugăm, veniți cu stați acasă. Dar de ce să nu purtați corect masca? Stați acasă. Dar dumneavoastră de ce nu stați acasă? Că eu nu mă tem, iaca. Я с этим не сталкивался, поэтому не боюсь. Знаете, человек это такое существо, пока сам не столкнется, он не начнет бояться. Pare nevirosimil, dar în urma controlelor a fost depistată o singură încălcare. Au fost verificate toate localurile din area municipiului Bălți. Majoritatea localurilor s-au confirmat restricțiilor date. Pe viitor, în continuare se va efectua lucru de verificare pentru prevenirea respectării bolilor epidemiologice. A fost depistată o încălcare care a fost documentată. Nu se respecta mai multe rigori, adică în ceea ce privește neefectuarea termometriei și distanța dintre persoane era mai mică de un metru. Încălcarea restricțiilor anti-COVID se pedepsește cu amendă de până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 50.000 de lei pentru persoanele juridice.